Târgul d'afară sau Bâlciul cel Mare, Nuci Moș, important eveniment comercial, prilej de întâlniri, pomeni și petreceri al Bucureștiului veacurilor trecute, se întindea pe Câmpul Moșilor de mai târziu, actualul Obor. Aceste stampe sunt realizate la sfârșitul veacului trecut. Podul târgului d'afară al vremurilor de demult lega Bâlciul cel Mare de piața din Lăuntru. Podul acesta a căpătat cu timpul denumirea păstrată și în zilele noastre de Calea Moșilor, care străbate orașul din centru până la Obor. În filmul nostru vedem aspecte din transformările petrecute pe Calea Moșilor în ultimul deceniu. Vara lui 1984 am pornit pe Calea Moșilor în căutarea unor oameni care să fi locuit și să locuiască aici pentru a ne spune ceva cu Tâlc. Și dintre oamenii cunoscuți ne-am oprit la locatara Anda Călugăreanu. Da, m-am născut și am crescut pe Calea Moșilor și locuiesc acum pe Calea Moșilor împreună cu fiica mea, Ioana Alexandra, și ne-am gândit să dedicăm tuturor copiilor care cresc pe Calea Moșilor și nu numai lor, tuturor copiilor, un cântec pentru copii. Un cântec pentru copii care se intitulează Peștișorul de Aur, pe versurile a doi mari poeți, e vorba de Nichita Stănescu și Gheorghe Tomozei. Eu știu un peștișor de aur minunat, care ți îndeplinește trei dorinți. Întuia este dacă rogi neapărat, el te învață să nu minți. Și-acum copii să-mi spuneți toți în cor, voi l-ați văzut pe peștișor. Eu știu un peștișor de aur minunat, mai minunat decât acela din povești. El te învață dacă-l rogi neapărat pe mama și pe tata să iubești. Și-acum copii să-mi spuneți toți în cor, voi l-ați văzut pe peștișor. Și el te mai învață, te învață cum, atunci când râzi copilărește, creanga cea lungă, lungă de alun, locul fântânii îl vădește. Și-acum copii să-mi spuneți toți în cor, voi l-ați văzut pe peștișor. Na-r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 a. Numai câțiva ani, aici s-au înălțat, ca în basmul cu peștișorul de aur, edificiile dorite de cetățenii metropolei noastre. Târgul celor spuse în cântec l-am găsit în versurile despre a treia dorință. Și el te mai învață cum, atunci când râzi copilărește, creanga cea lungă de alun, locul fântânii îl vădește. Fântâna avea să fie prosperitatea, iar locul vădit pentru ea, această zonă a capitalei. Mm-hmm.
Imaginile cinematografice din trecutul foarte apropiat și cele filmate azi, împreunate în film, vorbesc de la sine. Creanga cea lungă de alun, din versurile cântecului, este deci cutezanța, priceperea și hărnicia oamenilor care au transformat aceste locuri. Aceste case și curțile lor interioare adăposteau pe cei ce veneau să-și vândă marfa la moși, la obor. Dărăpânate și insalubre, casele de odinioară ajunseseră în ultimii ani adevărate plăgi pe fața nouă a capitalei. Era renumită și prin numeroasele dughiene și ateliere meșteșugărești. Se înregistrau peste 70 de meserii. Această caracteristică este păstrată și azi la nivelul unor cerințe contemporane. Era întristată și adesea pustie, până de curând întâlnea aproape la tot pasul clădiri de mult timp de la sine demolate. Creanga cea lungă de alun, voința noastră de mai bine, a vădit aici în chipul cel mai necesar locul fântânii, puterea de civilizare și progres a vremurilor noastre. Pe porțiunea filmată de noi între Bulevardul Republicii și Obor, în locul celor vreo 800 de locuințe vechi, s-au ridicat în câțiva ani aproape 5.000 de apartamente. Eu știu veșnișor de aur minunat, mai minunat decât acela din povești. El te învață dacă rogi neapărat, pe mama și pe tata să iubești. Și atunci copii să-mi spuneți toți în cor, voi l-ați văzut pe veșnișor. Și el te mai învață, te învață cum, atunci când râzi copilește, creanga cea lungă, lungă de alun, locul fântânii îl vădește. Și acum copii să-mi spuneți toți în cor, voi l-ați văzut pe peștișor.